Bine ați venit la TV Break, o emisiune scurtă care astăzi are un subiect ceva mai mărunt. Sunt Adrian Barbu și începe TV Break. Toma, Sergiu, Sorin și Cristi au reușit să pună pe picioare proiectul Comics Club încă de acum câțiva ani. Între timp, ei au dezvoltat și canalul Ceva Mărunt, nume sub care îi regăsim pe YouTube, Facebook sau Instagram. Din cauza restricțiilor din ultimul timp, ei au trebuit să se bazeze în ultimele luni pe conținutul online, un conținut de calitate care a fost diversificat. Dacă până acum aveau una scurtă, vlogul Ceva Mărunt și podcastul, mai nou pe online au apărut și proiectele Ceva Show și Știri Mărunte, care au avut și ele succes, bineînțeles. Dar mai multe despre ceea ce au făcut în online, ceea ce fac în viața reală, dar și ceea ce fac la Comics Club, aflăm de la cei patru comedianți. Păi, pe asta am mai bătut o dată sau... Dar tu ce părere ai? Refuzi pe bunica ta când îți oferă sarmale. Nu, mulțumesc că mă păstrez pentru sarmalele de la cealaltă bunică. Wow! Man, nu-i ok! Știu că e moartă! Știu că e moartă! Acum 14 ani jumate, cred că am început stand-up-ul. Și am început să fac spectacole de open mic, să particip la seara amatorilor la Cafe Deco. Era Deco 1 din TNB pe vremea aia. Cum am început eu, am fost la un spectacol de stand-up cu băieții, erau Teovio Costel și Bobo pe vremea aia. Și am fost la un spectacol, i-am văzut pe ei, mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut că aș putea să fac și eu. Am avut senzația că merge. Și am întrebat dacă pot să urc și eu să fac 50 minute dacă mă lasă în deschidere. Au fost foarte ok. Mi-au făcut o încălzire băieții și după aia am urcat și eu un pic în deschidere și a ieșit foarte bine. Și cred că de aia am rămas să mai fac. Dacă ar fi fost foarte prost de prima dată, poate mă descuraja. Pentru că au mai fost și eu alți oameni care au vrut să urce și să facă treaba asta, băieții s-au gândit să facă o seară amatorilor. S-a înființat primul open mic practic de la noi. Din țară și am început săptămânal să merg la open mic, unde era mult mai dificil, că veneau foarte puțini oameni să vadă și mi-am dat și eu seama cât de nepriceput sunt la ce fac și aveai serii în care uitai sau aveai emoții foarte mari sau și mergea foarte prost. Și am făcut vreun an și ceva, am făcut open mic acolo, seara amatorilor, până când ne-am adunat câțiva băieți și am făcut o trupă de stand-up, trupa Aristocrații se numea pe atunci, și am început să facem spectacole de capul nostru, prin țară, prin București, care mergeau foarte greu, pentru că pe vremea aia trebuia să și explici ce înseamnă stand-up. Dacă sunai în țară undeva și ziceai că faci un spectacol, nu știau ce înseamnă stand-up. De acolo trebuia să iei. Și încet, încet am tot făcut stand-up, până când, cam bancul ăla, am avut noroc să explodeze ceva pe internet și să afle lumea că existăm și să înceapă să meargă spectacolele bine. Adică n-a fost o creștere organică tot timpul. Am avut noroc, să zic oarecum, că în momentul în care a explodat și a aflat lumea că existăm și am început să vină la spectacol, eram suficient de abili sau aveam suficient de multă experiență cât să putem să susținem. Cheia a fost undeva la acum vreo 3 ani, cred, sau așa ceva, 3-4 ani, cu Râs ca prostul, una scurtă și roasturile. Dar internetul ne-a propulsat acolo, nu munca la stand-up. Că dacă eram doar pe munca aia, cred că încă n-aveam club în niciun caz. Ce, nu o să zică niciodată Cătălin Botezatu? Pune-ți ceva pe tine, nu contează. Mai departe, grupul Ceva Mărunt s-a format oarecum în momentul în care am început să facem show de seară. A fost o emisiune la Comedy Central și Sergiu e omul din spate care ne-a pus echipa cap la cap, ne-a adunat pe toți, acolo ne-am cumva împrietenit mai puternic și cu Sorin și cu Cristi și deși ne mai intersectasem în stand-up. Și când s-a pus problema să începem să facem spectacole, având și avantajul că ne știa lumea de la Râs ca prostul una scurtă, cam în aceeași formulă, eram cam aceiași oameni, am descoperit că avem destul de mult succes și prin țară și umplem în formula asta de grup, umplem destul de bine sălile de spectacole.
Și toți dintre noi, individual, aveam în cap planul ăsta să facem un club, cred că de a doua zi de când am făcut stand-up. După aia ne-a venit în cap să avem și noi clubul nostru. Dar era așa o chestie, o fantezie la care mai visai noaptea uneori. Când ne-am hotărât că vrem să-l facem, am început să căutăm, să ne interesăm cum am putea, care sunt condițiile, să căutăm un spațiu, că asta era esențial. Pentru că nu pare că e mare lucru de făcut la stand-up. E un om cu un microfon care vorbește, dar sunt multe condiții de îndeplinit. Și la fel, am avut iarăși această, cum să zic, coincidență fericită a momentului în care am găsit locația pentru club și condițiile ok să facem clubul, pentru că deja aveam tot knowledge-ul împărțit cumva între noi, de marketing, promovare, de ce trebuie să facem ca să avem un club, de amenajarea clubului efectiv, cunoștințe de arhitectură și de ce se întâmplă, de electronică și partea de lumini și sunet și cam tot ce a trebuit a fost acoperit de cineva din grupul ăsta și de asta. Plus, mai e și Cristi Popescu în grup. Și cumva, în felul ăsta, am reușit să facem clubul să funcționeze pentru că l-am găsit în momentul în care s-a întâmplat să avem... Adică dacă l-am fi găsit cu 3 ani mai devreme, nu cred că ieșea la fel de bine. Tocmai pentru că e posibil să nu fi avut know-how. Replici de agățat o PSD-istă. Ia! Yeah. Și te-a durut când ați scăzut în sondaje? Am început să fac stand-up la Cafe Deco în, cred că 2006, cred. A fost, nu prea mi-aduc aminte bine datele. S-a întâmplat să fim mai mulți oameni care voiam să facem stand-up în perioada aia și pentru că eram mai mulți, s-a făcut astfel prima seară de open mic, prima seară de amatori. Am început acolo cu mai mulți colegi, printre care și Toma, cu care am rămas prieten și am făcut multe chestii împreună, am făcut și business-uri împreună, am făcut și spectacole împreună, am scris și niște cărți împreună, de niște comic book-uri, am făcut și un webcomic și show-uri și așa mai departe, și cu care sunt coleg și partener și aici. După și în paralel la început, când făceam stand-up, am lucrat și în publicitate, am făcut în special, eram mai mult pasionat de partea de planning, de partea de strategie, eram făcut și copywriting, că na, dacă știam să scriu, să scriu glume, puteam să scriu și sloganuri în rime. Și oricum, la început mergea destul de greu, pentru că în continuare mi se pare că e mult mai importantă partea de awareness, adică cât de bine te știe lumea, câte lucruri faci în paralel ca să ai oameni la show-uri, nu ce faci efectiv pe scenă. Mi se pare că e mult mai important, mi se pare că lucrul ăsta aduce mult mai mulți oameni. Chiar de la început am încercat să fac tot felul de clipuri virale, unele s-au dus, unele nu. Și m-am apucat la un moment dat împreună cu Toma și cu încă un coleg, am început să facem parodii muzicale, parodii sau clipuri, pur și simplu melodii funny. Și cu Toma la pian și cu fratele lui Toma care făcea instrumental și cânta la chitară și cu Andrei cu voce, eu cu voce, mai mult recitat și acolo pot să zic că am avut primul break, prima șansă, că s-au dus câteva dintre ele bine pe internet și de acolo am început să avem oameni la show-uri și am zis ok, merge să trăim și doar din asta și am renunțat la ce mai făceam în paralel. Tot datorită melodiilor ăstora funny am ajuns și la radio. Am petrecut niște ani acolo făcând matinalul și după care am plecat, că nu mai suportam să mă trezesc cu noaptea în cap și să fac chestia asta cu viața mea. Așa că am renunțat și na, nu știam ce urma să fac, nu aveam neapărat venituri, aveam cheltuieli mai mari decât veniturile dacă renunțam la radio, dar am renunțat și s-a întâmplat atunci să începusem deja de ceva vreme să ne legăm noi ca grup cu show de seară și s-a întâmplat chiar în perioada aia să bubuie segmentul pe care îl făceam noi pe net numit Râs ca prostul și am început să mergem prin țară, s-a întâmplat fix atunci, adică a fost o coincidență, s-a întâmplat să apară și un băiat în viața noastră, managerul nostru, care tocmai se întorsese din Italia și lucram cu totul alt domeniu, l-am luat ca manager și s-a descurcat de minune și ne-a pus show-uri și am mers prin țară și am făcut bani și a fost bine. După ce a început să meargă treaba, am mai lansat un alt segment care a mers ok, care se numește Una scurtă și noi aveam în cap
de multă vreme să ne deschidem propriul club. Pentru că dacă ai un club de casă, de stand-up, în care poți face constant, ai un loc în care să poți să lucrezi material. Dacă ai timp pe scenă, cu cât ai mai mult timp pe scenă, cu atât capezi mai repede experiență, cu atât poți să scrii mai repede și poți să mergi din nou în turnee prin țară. Cum să-i spui doctorului că nu ai la tine bani de șpagă? Ba, dar ce m-ați surprins, domn doctor, știți, eu sunt polițist și de regulă iau și eu. La mine povestea e un pic mai diferită decât restul comedianților, pentru că eu am vrut să fac comedie cumva din clasa a 8-a. Adică eram atras cumva de zona asta, nu știam exact ce și cum să face și în a 8-a cumva am avut prima oricare pe scenă într-un moment comic. Clasa lui Sormea a organizat Balul Bobocilor și unul dintre tipii care participau la momentul comic pe care l-au pregătit și-a rupt piciorul și nu mai putut să urce și sora mea tot țipa, luați-l pe frate meu că-i funny. Și am făcut o repetiție și cumva tot filmul ăla era că era un fel de parada modei și noi băieți eram îmbrăcați în femei cu baloane în loc de sâni și fiecare era o vedetă dintr-o telenovelă, eu am fost Marimar. Și așa mi-a rămas numele un timp în oraș. După aia am intrat în liceu și mi-am făcut un grup de comedie. Nu prea aveam nume. Eram grupul de comedie al liceului, cumva în zona asta. Am intrat la facultate și în primul an am stat în cameră cu un băiat care fusese în grupul de comedie cu mine în timpul liceului. Și am mai găsit încă doi băieți care erau cu ăsta în grupă la facultate. Și cumva tot ascultam Vacanța Mare și am zis, băi, să ne facem și noi un grup. Casa de Cultura Studenților avea un grup de comedie care făcea recrutări, se chema OZN. Am mers acolo toți trei, am făcut un spectacol cu momentele pe care ei le aveau deja și eu am rămas, ăștia doi s-au retras, zic că ei nu mai vor să facă asta. Și am mai prins un contract la un club care se chema The Sound. Și acolo a fost prima oară când am încercat să fac stand-up, eu atunci le-am spus la băieți că eu vreau să fac stand-up și toată lumea a zis, n-are cum stand-up-ul să prindă mai bine decât prinde o pantomimă. Și am făcut, mi-am scris o pagină și ceva și a mers prima glumă. Și între timp s-o spar grupul OZN, mi-am făcut un alt grup cu unul dintre băieți, cu Flavius Cociș. Mi-am făcut un alt grup, eram duet și cumva am mai făcut niște partea asta corporate, am mai prinsesem niște chestii din astea. Eu am zis că mă apuc de stand-up pe cont propriu în 2008. Flavius a zis, bă, hai că vreau și eu să vin cu tine să facem show-uri. Am fost la Lugoj, lângă Timișoara, era un tip care avea o terasă ciudată și i-am cerut la bani, ăla știa ce înseamnă stand-up. Cred că 100 de euro am făcut atunci. Și, bă, ne s-o pur wow, am zis, man, ești prost la cap, am făcut 100 de euro într-o zi. Și a mers chestia asta, după aia am început să ne facem calcul și am zis, ok, dacă avem o dată la 3 zile unul din ăsta, cam putem trăi și hai să vedem ce se întâmplă. Ce n-o să auzi niciodată în difuzoarele din metrou? Următoarea stație e drumul Taberei. Or fost niște ani cu dormit în mașină, cu dormit în hoteluri super ieftine, cu țepe la bani, cu dormit pe plajă. Apropo de asta, Șoni, dacă ne auzi, o venit momentul să auzi de tine. Am ajuns la mare cu bani numărați, deci noi aveam banii ok, deci dacă nu iese asta, suntem nasol rău. Și am ajuns acolo, administratorul ne-a văzut, salut, zic că ai reușit să faci promovare. Zice omul, bă, nu, că aici în vamă, zice, pui afișele și nu e o problemă, zice, na, puneți afișele. Și am zis, dar nu ne-a ajuns cu nimic. Zice, bă, nu, că așa e în vamă, că e spiritul liber, că nu știu ce. Și noi ne-am pus și am lipit afișele cu noi în vamă și după aia am mers să mâncăm brânză cu roșii într-un an de porumb, să nu ne vadă oamenii că noi suntem ăștia după afișe. Și în ziua spectacolului am mers la el să vedem că totul e în regulă, să facem o probă de sunet, na, cum să facem? Și ne-am întâlnit cu Șoni. Și zice, Șoni, bă, zice, nu știu dacă vreau să fac show cu voi. S-a uitat la noi și zice, n-aveți spirit de vamă. Și am zis, man, asta e spiritul de vamă, noi am dormit pe plajă azi noapte, am mâncat brânză cu roșii în lanul de porumb. Suntem, abia avem bani să vedem dacă mai putem sta, mâine o să dormim în mașină după ce iese show, dacă iese, tu ai cafeaua 5,50 lei și mamaia e 4,50 lei și eu n-am spirit de vamă.
Și omul a fost la modul, bă, nu. Și în seara aia am stat acolo și ne-am uitat cum veneau oameni care vreau să vină la show, ajungeau până în fața crâșmii și plecau înapoi. Și a fost, ah, fucking, și zic, Șoani, o să afle toată lumea despre asta. Și iată că se întâmplă. Dar, da, a fost, am pățit o grămadă de faze de-astea cu, haideți până aici, facem, nu facem, bă, dar parcă, nu știu ce să zic, parcă nu v-aș da toți banii, că nici nu e venit așa multă lume. Cele mai proaste citate pe care să ți le tatuezi? Niciodată nu a fost să nu fie cumva. Iubirea e ce simți atunci când nu mai simți nimic după ce ai simțit totul. Aur! Fă! După aia, în 2011, am decis să vin în Timișoara, în București, deci să plec din Timișoara să vin în București. Am intrat la DECO, am început să înlocuiesc cu oameni, cumva, cred că și faptul că reușeam, faptul că eu am făcut cumva un stand-up de gherilă și făceam la oameni care nu știau ce e stand-up, cred că m-a ajutat foarte mult să am energia aia să pot să urc după oameni care distrugeau. Și ușor m-am insinuat la DECO, cumva am rămas pe la DECO, am început să fac pe la 99. Și asta s-a întâmplat pe ani de zile. După aia băieții cu care am rămas să fac la DECO, Micuțul cu Bordea Omeșul, au făcut racing-ul cu un asociat. Mai făceam și la racing, între timp eu am rămas la DECO cu Bobonete și cu Vâncică. Și după aia Sergiu a zis lui Vio că, bă, ai fi bun de un prezentator de emisiune. Și Vio a zis, bă, hai să încercăm să vedem ce facem. Și ne-am întâlnit toți și am pus la punct ideea asta de late night. Voiam să facem daily show, nu știam cum funcționează televiziunea. Și acolo, în timp ce am avut, era un proiect destul de nou, am aflat după aia că nu putem să facem daily, am aflat după aia că nu putem să facem late night, am aflat după aia că nu putem să facem astăzi și să difuzăm în 3 zile, că așa era procedura și destul de complicată treaba, și așa că cumva am rămas prins cu o emisiune care era un hibrid între ce nu voiam să facem și ce voiam să facem. După aia am avut niște spectacole pe aici, pe terasă, am avut un spectacol în vremea în care aici nu era comics. Și am avut un spectacol și managerul de aici a zis, bă, eu n-am un spațiu și nu ce să fac cu el. Și am zis, nu te juca cu noi, că noi știm ce să facem cu el numai. Și cumva, de acolo, aici era o hală și după aia ne-am pus să facem, Tom a făcut 3D tot clubul măsurat și l-am făcut într-o simulare pe tot. Și după aia ne-am pus să-l facem și am deschis clubul și de atunci am rămas asociat și na. Acum suntem în perioada comics. O să vedem peste ani de zile cât o dura și perioada asta. Haiku sau poezii despre prima experiență sexuală? Hai cu mine, o să fie bine, n-a fost. În 2010 a fost la mine. Eu am avut o evoluție mai safe față de restul care s-au cam aruncat cu capul înainte sau au fost chiar de la început în domeniu. Eu m-am apucat în 2010, dar după aia până în 2016 în paralel am lucrat. Eu am fost corporatist, am fost contabil, am lucrat într-o agenție de media, trader pe bursă, traducător, am făcut multe lucruri, vânzător de spațiu publicitar, multe înainte să fac stand-up. Și ultimul job ăla a fost cel mai longeviv, când am fost într-o agenție de media planning la Zenit. A fost în paralel cu stand-up-ul. În 2010 m-am dus la Club 99 la o seară de open mic să văd cum e. Eu voiam să fac ceva pe storytelling, cum am văzut eu la Costel, la ăștia, și când am ajuns acolo și am văzut cum e, mi-am dat seama că eu nu pot să fac asta, că în mod natural eu nu sunt storyteller. Și într-una din serile astea a urcat Sergiu, cred că era chiar MC, și a urcat cu one-linere. One-linerele sunt glumele astea scurte, o propoziție. Hey, asta poate aș putea încerca. M-am dus, am scris 10 bucăți din alea și am mers la ediția următoare, la 99, cu cel mai mare morcov pe care l-am avut în viața mea. Adică pe drum, îmi amintesc că mergeam pe Bulevardul Dacia, mă gândeam cum poate ar fi mai bine să mă lovească troleul,
să ajung la urgențe, să nu mă mai duc să urc pe scenă în seara aia. Și am urcat până la urmă cu o foaie în mână, tremura foaia, tremura mâna, tremura vocea, tremura tot, nu mi-am amintesc mare lucru din ce am zis. Poate așa niște râsete răzlețe, însă după ce am coborât de pe scenă, era Vio, Vio cred că și Micuțu erau pe acolo și m-au luat deoparte și zis, foarte bine să mai vii. Și am continuat să tot vin. Imediat după ce am început, la câteva luni, a fost scindarea de care v-a zis și Sorin cu trupa Aristocrații, era Radu Isac, Toma și Sergiu. Și a fost s-au rupt acolo și Radu m-a chemat să vin în noua formulă de Aristocrații cu Sorin, cu Andy, cu Raul și cu Radu. Și acolo, acolo s-a întâmplat povestea cu Etno. Încercam să promovăm și Radu a venit cu ideea asta, să facem ceva mai atipic, că toată lumea voia televiziuni mari. Hai să mergem pe televiziuni foarte de nișă. Doar la Etno am ajuns, m-am băgat eu în față fără să știu ce fac, eram de câteva luni făceam stand-up, îți dai seama, cu super emoționat și am ajuns acolo și tot ce s-a întâmplat n-a fost regizat, că nu poți să regizezi așa ceva. Am început să zic glume, oamenii de acolo nu înțelegeau ce-i cu ăsta, ce vrea. Știe toată lumea, a văzut faza, moderatoarea i-a făcut cumva, nu știu, non-verbal sau cum s-a întâmplat, că au început să aplaude după glume și am simțit eu nevoia să menționez că asta ar fi una dintre glume, că bă, eu zic glume aici, să fie clar. Și apoi în 2016, după ce am făcut în paralel și stand-up-ul și corporația, am zis hai să fac și eu pasul cel mare. Sorin zicea de vreo 2 ani, încearcă și tu să vezi cum e, n-am avut curajul să fac asta, am strâns niște bani să am o plasă de siguranță și cu banii ei am zis ok, mi-asigur traiul, chiria ce aveam pe atunci vreo 6 luni ca să stai liniștit și hai să încercăm. Coincidența a făcut că atunci începuse și cu show de seară, cu emisiunea, acolo ne-am sudat noi ca grup, ca ceva mărunt, cu Sorin, cu Toma, cu Sergiu, după aia moment mare în timeline-ul ăsta nostru a fost Râs ca prost, apoi una scurtă, care s-au dus foarte bine pe online. Și de vreo cam un an, poate mai bine, de vreo 2 ani tot căutam locații, destul de greu să găsești locație care se potrivească pentru stand-up, pentru că nu trebuie să ai nimic care să, nu trebuie să ai stâlpi care să obtureze scena, plafonul trebuie să fie jos, sunt mai multe ingrediente care fac un show bun. Și aici am avut un show la ei pe terasă și aveau locația asta pe care nu o foloseau sau urma să o folosească, dar în alt scop. Și am zis hai să încercăm și iată că suntem acum cu Comics Club aici și avem și terasă în spate. Faptul că am avut clubul și am putut să scrie mai mult material, eu observ la mine că în perioada cât am lucrat în paralel în aia 6 ani, am scris eu niște material, dar nu foarte mult. De când am început să avem show-uri constant săptămânal, a crescut foarte mult, adică se vede în timp, ca număr de minute de material, am crescut mult mai mult și mergând foarte bine show-urile aici la club, sold out în fiecare weekend, am avut și curajul să încercăm și sala Palatului. A fost ca o încununare, un show unde am dat fiecare materialul cu care eram, materialul de suflet, glumele cele mai bune, că na, e ca o sărbătoare. Bucuroși că ați ieșit afară, respirați, să aplaudă de oameni care au stat ca șobolani în casă. Ca să fac ca șobolani în casă, cât timp ați stat?
Cine o să ai, uite, hai să facem așa. Cine, deci aplaudă oamenii care au stat 3 săptămâni fără să iasă din casă, dar fără să iasă din casă. Deci n-am stat ca șobolan. Ăștia cel puțin care ați aflat aici, am fost, bă, am stat ca șobolan în 2 zile, după aia am mai ieșit un pic ca șobolan, ca așa fac șobolan. Mă, după la ghenă, să-mi torn înapoi. N-a zis că se iese prin spate. N-a zis că se iese prin partea aia. E, Ghis! Cine mai are chef de glumă? Nu, glumesc. Am aprins vehicule pentru că eu am uitat să vă anunț că ieșirea se face prin partea aia, că așa zice legea, că trebuie să avem două și am decupat asta, practic, acolo o prăpastie. Noi, după ce consumăm clienții, e gata, deci se duc acolo. Așa? Și mai avem un show. Nu vă dăm afară, dar vă grăbim un pic, că mai trebuie să dezinfectăm mesele, că sunt mulți dintre voi care strâns cu ha-ha și au sărit chestia, în fine, nu mai vreau să intru în chestia asta. Mulțumim, seara faină!